Opposites Attract este o piesă de teatru modern care prezintă o serie de cupluri care se confruntă cu diferite probleme. Asemănarea dintre cupluri este că cei doi parteneri sunt foarte diferiți, cu păreri diferite despre relații și cu o perspectivă diferită asupra aceleiași probleme. De altfel, acest lucru ilustrează foarte bine titlul piesei, care se traduce prin expresia opusurile se atrag. Florin Piersic Junior a mărturisit presei la sfârșitul reprezentației că a avut mari emoții cu această piesă de teatru, dar că este încântat de cum s-au descurcat actorii. Am avut emoții mari. Adică pe 1 martie, când am venit eu la voi cu zaruri și a fost un spectacol foarte bun, la sfârșit eram fericit. Acum sunt fericit, dar e altfel de fericire. E greu când stai și tremur un pic, da? Au fost foarte buni și s-au legat extraordinar. Și consider că aseară au avut o repetiție cu public și astăzi au explodat. Și de aici încolo nu e decât în sus drumul. Actorii au fost de asemenea încântați de cum s-a desfășurat piesa, fiind bucuroși că s-a umplut sala de spectatori și fiind mulțumiți de colaborarea cu Florin Piersic Junior. Ne simțim foarte bine, mulțumim, suntem foarte fericiți și vă așteptăm la teatru. Cum a fost piesa? Cum a ieșit cântat? Ne-am simțit foarte bine. Ne place ceea ce facem foarte mult, iubim acest spectacol și pe Florin cu care am lucrat, care a fost foarte generos cu noi și ne-a dăruit foarte multă iubire și ne bucurăm și ne dorim în continuare să mai lucrăm cu Florin. Ne-a bucurat că a venit foarte multă lume la teatru, tocmai de asta așteptăm în continuare să vină oamenii la teatru să vadă spectacolele noastre, că avem multe spectacole frumoase. La ieșirea de la reprezentație, spectatorii au avut păreri de foarte bine referitoare la piesa de teatru la care au asistat, mărturisind că au avut parte de un spectacol mai bun decât acela la care se așteptau. Cum vi s-a părut piesa? Super tare textul, maniera deosebită și actorii foarte buni. A fost foarte frumoasă, mi-a plăcut, personajele au jucat foarte bine. Mai bine rest, nu, foarte bine au jucat, am mai venit de până acum, dar nu a fost așa. Mi-a plăcut foarte mult. Foarte frumos.